locurile. Încercăm de fiecare dată să fim punctuali și la ora 10 să pornim. Cine este prieten vechi al revistei Viz știe că ne ținem de program. Și mai știe că la toate evenimentele noastre începem cu această melodie prietenoasă. Ne dorim să ne aducă zâmbetul pe buze. Sper să înceapă ploaia și roaie după ce începem noi. Ca organizatori întotdeauna ne gândim, Doamne, să nu plouă, să nu plouă, să avem o vreme bună. Am să vă rog să închidem și ușile. Și așa cum am promis, vom avea scaune pentru toată lumea, nu este nicio grijă din punctul ăsta de vedere. Bună dimineața încă o dată, sunt Marta Ușurelu, sunt redactorul șef de la revista Biz. Suntem o revistă românească, un brand românesc, care bate, așa după cum confirmă și Brat, orice alt brand de business în România. Suntem cea mai vândută revistă de business, conform Brat. Și suntem acea revistă care are curaj să facă proiecte noi, care nu sunt deja făcute, nu mergem pe căi bătătorite. Și în urmă cu 4 ani am hotărât că este momentul să vorbim despre brandurile românești. Am hotărât că ar trebui să se ocupe cineva de brandurile românești. Cine a fost în sală acum 4 ani? Puțin. Acum 4 ani, când am început noi acest demers, ne-am gândit. Dacă vorbim despre brandul românești, bine ar fi să avem o agenție de research care să vorbească cu masa mare, să facă un studiu pe un eșantion reprezentativ și să vedem ce înseamnă un brand românesc. Nu prea ni se dădeau șanse de succes, ca să spun așa. Acum 4 ani nu era acest efervescent românism să consumăm românește, produse românești. Și ce a fost cel mai greu pentru noi, ca și redactori, ca jurnaliști, a fost să-i găsim pe brand managerii, marketing managerii de la companii românești sau multinaționale, care se ocupau de branduri românești. Nu vreau să vorbească, nu aveau campanii, nu știau ce să spună. Și pentru cei care nu au fost acum 4 ani în sală, știu că la prima sesiune am spus cu tristețe că, din păcate, de multe branduri românești minunate, care au o tradiție, care sunt iubite de oameni, se ocupă niște oameni care își iau banii degeaba. Am avut această vehemență tocmai pentru că este păcat să stai într-un loc, să ai o funcție, să ai un salariu și să neglijezi un brand minunat. Cred că a fost un semnal de alarmă. Îmi pare bine că am spus ce am spus. Nu regret nicio clipă. Cred că a fost momentul în care brandurile românești au început să-și dea seama că trebuie să se zbată marketing managerul, să se zbată pentru brandurile lor. Ca dovadă, după 4 ani, topul este deja recunoscut. Toată lumea își dorește să intre în acest top. Avem new entry și în acest an. Dar solicitările sunt atât de mari încât în premieră vă anunț că la anul vom avea top 100. Sunt multe branduri frumoase care vin din spate. Branduri care poate niciodată nu se vor bate ca și vânzări cu anumite branduri din top 20, top 30, din top 50 care va fi acum lansat. Dar sunt branduri frumoase, care au rădăcini adânc înfipte în tot ce înseamnă românism și care merită să se vorbească de ele. O să fie, cred că, un top foarte special anul, dar aș vrea, înainte să începem prezentarea, să mai punem un spot, te rog, Gabi. Tot un brand românesc, de 12 ani, vine acum și vreau să vă arăt spotul, l-am lansat acum 2 zile. E mai tare. Vreau un binișare, vreau pe mine, vreau un mici, așa și așa! Locul 37 n-are cum să-mi scap. Autorul are o contribuție foarte bună la patrimoniul universal. Să vă oferim un nivel de trai mult mai fericit. Ai fost cel mai ok. Te mulțumesc cu toții, nici noi. De aceea ți-i aducem pe cei mai buni. Zilele Biz, ediția Best of the Best. Pentru Zilele Biz, evenimentul cel mai mare al revistei Biz, care va avea loc în noiembrie, am lansat acest spot. Este un spot
care ne caracterizează prin tot ceea ce facem, vrem să luptăm împotriva mediocrității. Vrem să invităm oamenii să iasă din zona de confort. Așa cum acum 4 ani de zile i-am certat pe directorii de marketing de la brandurile românești, vrem din nou să încercăm să-i facem pe oameni să-și dorească lucruri mai bune, să nu se mai mulțumească cu așa și așa. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru numărul mare, dar vă mulțumesc mai mult și cel mai mult pentru interes. Brandurile românești merită un astfel de eveniment. Merită să fie luat în seamă. Sunt multe campanii mari, internaționale, care dacă n-ar avea acel buget enorm, produsele lor ar putea fi foarte ușor să se măsoare cu ale noastre. Începem, am zis să începem acest eveniment, cu un director de creație, Mihai Gongu de la GMP, te rog, Mihai. Un om care ne-a încântat foarte mult, care a făcut niște campanii mai mult decât frumoase, care vorbește frumos despre românism și am vrut să vorbim despre cum este văzut de la creație, da? Un brand românesc și un brand internațional.